Un bărbat de 51 de ani din localitatea Sălăjană, Ciula, comuna Letca, a fost arestat după ce s-a constatat că acesta își viola fica în vârstă de doar 12 ani. Potrivit IPJ Jăsălaș, fapta a ieșit la iveală sâmbătă, 4 ianuarie, după ce în după zilei de vineri, 3 ianuarie, un vecin a sesizat poliția că bărbatul și-a bătut soția și copiii. Sălăjanul a fost reținut sâmbătă. Iar a fost prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile. Instanța a admis cererea astfel că bărbatul va fi cercetat după gratii pentru viol și incest.